Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 25 septembrie-23 octombrie. Potrivit meteorologilor, până la finalul lunii octombrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar ploile vor lipsi în majoritatea regiunilor din țară. Vremea în săptămâna 25-a, 9-a, 2-a, 10-a. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice, centrale și sudice. Vremea în săptămâna 2-a, 10-a, 9-a, 10-a. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile, îndeosebi în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice. Vremea în săptămâna 9-a, 10-a, 16-a, 10-a. Mediile valorice termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade în toată țara. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul, precum și în zona de munte din sud-vestul țării, în timp ce în rest cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână. Vremea în săptămâna 16-a, 10-a, 23-a, 10-a. Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice și estice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă la nivelul întregii țări, relatează Digi24.ro.